că e fanul nostru numărul 1, dar la care Adi zice, nu, Babi e fanul numărul 1. Deci Babi sunt eu, ca să... Deci eu sunt fanul numărul 1. Hai, Babi! A cuplului în dans, Ada și Curareș, sunt acolo când trebuie la concurs și acum are campionatul României. Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare și... Și hai să ne concentrăm pe antrenament. Și, bine, hai. La el vorba trebuie să fie puțină. Hai. La mai ales când suntem antrenați. Deci ideea e în felul următor. Da, vă filmez. Vreau să ne filmez dacă poți, că avem, adică facem o parte la Slowfox și avem trei versiuni diferite. Și mă plătești? Gen, toate nu, sunt toate trei. Fabio și într-un fel, Mirko în altfel, îi dăzi în altfel. Și trebuie să filmez trei astea. Acum, când am fost în Italia, au zis că hai să faceți așa, că e mai interesant, că nu știu ce. Și după aceea, când i-am arătat la cealaltă, e interesant, dar uite, dacă ai face finalul așa, ar fi și mai interesant. Și după aceea, Edita, la finalul undeva oră, a zis că e interesant ideea lui Mirko, dar mai trebuie să faci nu știu ce, că ești prea spre Mirko, centru, Edita și Fabio sunt antrenorii. Da, Mirko a fost primul, după aceea da. Fabio a spus într-un fel, ne-am întors la Edita, a spus în altfel. Și... Bun, hai! Ok, acum e discuția să facem versiunea numărul... Ioachim, mama! Hai să facem versiunea numărul 3. Ok, hai, deci vedeți? Eu filmez cele trei versiuni, Da, și Ioachim. Împreună. Hai cu mama să stăm să-l filmăm pe tati ca la concurs. Știi cum facem noi la concurs și-l aplaudăm și hai, tati, hai, da? Așa hai, tati, stai pe margine, că am nevoie acum de puțină Hai, stai aici, spațiu. Te rog. Nu merg foarte des cu Ioachim la antrenamentul lui Rareș pentru că antrenamentul este foarte serios și nu avem... Nu vrem să-l deranjăm. Și atunci când vine Ioachim, îți dai seama că nu mai e concentrarea maximă. Vrea și el să danseze, vrea și el în brațe la tati, vrea și el să danseze cu Ada, partenera lui de dans. Stai cu minte, gata că dă tati drumul la muzică. Hai, da, ridică-te picioare. Dar tu mă filmezi, da, baby? Da, hai că eu te filmez. Ce să fac mai întâi? Stai cu minte aici, stai cu minte aici. Te rog frumos, stai cu minte, Sper da? Să-mi iasă. Hei. Cameraman de meserie, dacă nu știați, să-mi fac treaba cum trebuie. Noi suntem de 10 ani împreună, deci cred că de vreo 6 ani cam așa dansează împreună ei și cu ea mă înțeleg cel mai bine și e o dansatoare extraordinară și asta e bine că aduce pace în casă. Este foarte important pentru că foarte multe femei mă întreabă și pe Instagram la mine, mai ales când văd că eu filmez, când mă duc la concursuri și Ada dansează cu Rareș și Ada e frumoasă, blondă, slabă, înaltă, așa. Toată lumea mă întreabă, toate femeile mă întreabă, dar nu ești geloasă, dar nu... Și ea nu mi-aduce adică nu aduce o tensiune în familie, asta e important. Dacă să clarificăm în caz că văd oamenii acasă și sunt curioși, nu? Ai putut să filmezi? Asta? A filmat de aici, atunci. E bine? Da, e bine, dar nu-mi place așa. Ne place, clar. Mai stăm 3 ore până iese figura. Hai să mai facem acum o versiune. Fiate, acum de ce faci chestiile astea? De ce e supărat? Dar te-am rugat frumos să stai cu minte cât tati se antrenează, că după aia te antrenezi și tu. Okay. Și te îmbracă tati cu frac. Hai că dansezi tu cu noi, tati. Ioachim, nu-mi ieși afară că ești răcit. Nu încoace. Nu-i place să filmezi. Doamne, dăm răbdare, Doamne. Nu, știi cum vede camera cum fude. Fii atent. Ia, pe aici ai ulei. E ulei. Păi da, mă, baby, mă, dar tu pui ulei să cad aici să mor. Fac iubire. Mi-am și rupt unghiile. Serios? Păi da. Măcar spune că e ulei acolo, dar de ce râzi? Ce e așa fanii de râs? Doamne! Păi, am alunecat pentru că era ulei de ricin pe jos și dansatorii au pantofii cu talpa specială care nu alunecă atunci când intră în contact cu uleiul de ricin, din contră.
Și eu dacă aveam talpa normală de pantof, m-am alunecat. Și m-am dus ca o adevărată balerină balenuță pe jos, așa, dar am făcut față că am făcut un semi-șpagat, cred că nici mai țin minte, mi-am rupt și două unghii și acum rupte, așa. Și m-am și supărat că rare și-a râs. Se părea funny. Cum să se pară funny să cadă soția ta pe jos? Nu pot să înțeleg. Wacky, hele tate, hai să lansăm, vrei? Hele tate, vrei? Te rog frumos, așa e, că vrei să dansezi aici, vrei să... Nu, vreau să plec acasă. Nu, vreau să plec acasă eu, vreau să plec acasă. Da, o să pleci acasă, dar nu ai zis că vrei să dansezi cu tata, așa mi-ai promis. Nu așa am promis. Da, așa ai zis, erai entuziasmat de idee, că vrei să dansezi cu tati, cu Ada. Te rog eu mult. Nu așa am promis. Uite, mami și-a rupt și unghiile, vezi când a căzut. Hai cu Ada mai devreme, n-ai vrut. Dar nu așa am... Nu așa am vorbit. Dar cum am vorbit? Am vorbit să stau acasă. Nu, fii atent, tu ai zis așa, de dimineață ai zis că abia aștept să vii la tata la antrenament, să dansezi, să te antrenezi cu tati, cu Ada. Nu așa ne-am rămas bun, tati, că vii la mine. După care ai fost la medic și după aia ai venit acasă și te-ai jucat cu niște jucării și ai zis că nu mai vrei să așa și că vrei să rămâi să te joci cu jucăriile, da? Mestecă cu gura închisă. Așa. Tu te-ai răzgândit pe parcurs. Nu tu te-ai răzgândit? Nu. Cum nu? Hai. Hai la tati. Hai la tati. Hai că plecăm imediat acasă. Nu, acum vreau. Hai că mi-am rupt și unghiile, m-am lovit la genunchi. Mai să nasc aici hai, și hai, totul e în regulă. Hai. Zi-mă, pui. Să plecăm acasă acum. Hai să te filmez când te antrenezi cu tata. Hai, vrei să antrenezi cu mine și cu Ada? Poate îmi rupi și unghii genunchi. Da, eu am căzut și tu râdeai. Păi da, mă, bebe, n-am crezut că ai căzut chiar așa de rău. Chiar te-ai lovit? Că nu, din exterior nu părea așa de genică. Dar ca și cum te dai, mai degrabă, eu prima oară am crezut că te-ai împiedicat de scaun, că eu alunecat, păi după aceea am făcut eu conexiunea, că eu le aici. Hai să vă antrenați aici, să vă filmez. Păi hai să luăm și pe Joachim, cum noi? Hai să încercăm să dansăm niște basic la slow food, să pun o melodie mai lentă. Deja mă doare mâna. Deja ce? Mă doare mâna. Aseară te-ai antrenat, alaltă seară sau când? Da. Hai. Poți să dai un pic mai tare muzica, nu? Un pic, da, acum, doar că na, când vorbeam am zis să dau mai încet. Hai, pute, hai să vezi ce bine o să te simți. Poate mai cad acum în mână. Prea oră, da. Hai, ține și ține mâna mea, poți să-mi ții mâna? Nu. Mamă, ce e aici? Mai să vezi acum coborâre. A fost un moment drăguț când Rareș a dansat cu Joachim și cu Ada în același timp. A fost provocator în primul rând pentru Rareș ca să-și mențină poziția, la fel și Ada. Dar, uite, vezi, dacă sunt profesioniști, oamenii au putut să-și facă treaba bine. Gata? Da, auzi? Nu îl înveți câțiva pași, mami, că și așa, a zis că vrea să facă dansator. Hai, lasă-ți dansezi, mai lasă-ți un pic cu Ada și după ce. Ha. Și noi doi sau cum? Noi le uităm la ele. Eu nasc, gata, nasc aici. Am mai dansat odată când eram în 5 luni sau numai.